Locuitorii din Valea Jiului, județul Hunedoara, vor beneficia în curând de un sistem de transport public interurban, ecologic și modern. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și parteneriatul format din Consiliul Județean Hunedoara, Primăria Municipiului Vulcan, Primăria Municipiului Petroșani, Primăria Orașului Aninoasa, Primăria Municipiului Lupeni, Primăria Uricani și Primăria Petrila au semnat în această săptămână contractul de finanțare pentru finalizarea primei componente a investiției Green Line Valea Jiului prin Programul Regional Vest 2021-2027. Necesitatea investiției a derivat în principal din faptul că în Valea Jiului nu există un sistem de transport public de călători integrat care să asigure o bună mobilitate, confort și siguranță sporite, costuri reduse și nivel de poluare scăzut. Investiția a fost demarată prin Regio, Programul Operațional Regional 2014-2020 și continuă prin actualul program. Valoarea contractată este de peste 12,2 milioane de euro, din care 9 milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă. Această sumă se adaugă finanțării nerambursabile acordată prin Regio POR 2014-2020 în valoare de 3,7 milioane de euro. Investiția în linia verde de autobuze electrice, care va asigura legătura între localitățile din Valea Jiului, are două componente. Ambele au fost contractate în prima fază prin Regio POR 2014-2020 și vor continua în etapa a doua prin Programul Regional Vest 2021-2027. Consiliul Județean Hunedoara coordonează implementarea acestor proiecte. Prima componentă cuprinde construirea unui depou modern în municipiul Vulcan, unde autobuzele vor fi garate, întreținute și reparate, amenajarea 75 de stații de călători în localitățile din Valea Jiului, modernizarea 4 tronsoane de drum în Vulcan, Lupeni și Petroșani, achiziția 8 autobuze electrice, realizarea unui număr de 8 stații de încărcare la depoul din Vulcan și 4 în Uricani și Petrila, amenajarea 2 stații de încărcare pentru mașini electrice în Petrila, precum și implementarea unui sistem IT avansat pentru gestionarea eficientă a transportului, incluzând soluții de eticheting și monitorizare pentru optimizarea rutelor. Termenul de finalizare a investiției este 30 iunie 2025.